În toiul nopții, în Los Angeles, lui pătrunde într-o curte de trenuri și începe să tai un gard de sârmă. Dintr-o dată vede o lumină care se apropie și își ascunde rapid uneltele înainte de a fi găsit de un agent de securitate care îi cere un act de identitate. Lui se apropie prefăcându-se că vrea să coopereze, doar că îl atacă pe paznic pentru a-l pune la pământ și-i fura ceasul. Ulterior, lui se duce la un depozit de fier vechi și vinde gardul maestrului după ce petrece mult timp negociind prețul. Apoi se întreabă dacă maestrul face angajări, folosind multe vorbe convingătoare. Bărbatul spune media că nu, așa că lui îi cere un stagiu neplătit pentru experiență, însă maestrul spune că nu va angaja niciodată un hoț, ceea ce înseamnă că știe de unde a luat lui gardul. Mai târziu, în timp ce lui conduce, vede câteva mașini de poliție trecând pe lângă el, așa că trage pe dreapta să vadă despre ce este vorba. Se pare că a avut loc un accident și acum o mașină a luat cu oameni încă înăuntru. În acel moment, Joe și angajatul său sosesc pentru a înregistra totul, așa că lui privește cu multă curiozitate și atenție. Când termină, lui îl întreabă pe Joe despre muncă, iar acesta explică că este un adică se grăbește să ajungă în locurile unde s-a întâmplat o crimă sau un accident și înregistrează totul, apoi vinde înregistrările la cine plătește mai mult. Singurele chestii de care are nevoie un stringer sunt o cameră de filmat și un scanner al poliției. Găsind jobul atrăgător, Luis îl întreabă dacă face angajări, dar Joe spune că nu. A doua zi, lui vede accidentul la televizor și devine și mai o să intre în această afacere. Vizitează plaja și așteaptă ca un tip să fie distras pentru a-i fura bicicleta, apoi se duce să o amaneteze. Proprietarul magazinului nu este dispus să negocieze prețul, oricât de mult ar insista Luis, așa că în schimb, el cere credit la magazin și primește în schimb o cameră video plus un scanner al poliției. În acea seară, el folosește scanerul pentru a începe să asculte toate rapoartele din zonă, dar pentru a-și da seama că nu înțelege codurile și că trebuie să găsească o rută bună pentru a ajunge acolo. El ajunge mai întâi la o simplă arestare, iar polițiștii îl trimite imediat la plimbare. Apoi încearcă să înregistreze o femeie care a fost oprită de polițiști pentru că a condus în stare de brietate, dar din la lungă. În cele din urmă, ajunge la locul unui fur de mașină fatal și se apropie suficient de mult de victimă pentru a înregistra câteva imagini foarte grafice. Asta îl înfure pe un polițist și la lungă media pe Luis și pe o altă persoană care îl înjură și el pe Luis pentru că acum nu mai poate termina înregistrarea. Luis ignoră furia acestuia și îl urmărește pentru a-i asculta conversația la telefon, astfel încât să învețe cum să negocieze cu televiziunile de știri și cât de mult să ceară. După aceea, Luis merge la canalul 6 și arată filmarea lui Nina, care este imediat impresionată de cât de aproape ajuns. El cheamă pe producătorul Frank, dar acesta se sperie, spunând că nu pot pune imagini atât de grafice într-o emisiune matinală. Nina spune că vor adăuga doar un avertisment și amintește că este șefa, așa că este de acord să cumpere imaginile. Luis încearcă să negocieze, dar în cele din urmă nu obține atât de mulți bani pe cât spera, însă Nina îi spune că are mult potențial și că are nevoie doar de o cameră mai bună, pentru că în momentul de față calitatea imaginii nu este bună. Întrucât este dispusă să cumpere mai mult de la el în viitor, lui se întreabă ce este mai bine pentru audiență, iar Nina îi spune că lor sunt interesați de accidente grafice și de crime violente în zone albe și bogate. A doua zi dimineață, lui își vede imaginile la televizor și simte că în sfârșit a realizat ceva. El descarcă filmare pe computer pentru a le memora semnificația. Mai târziu se întâlnește cu un tânăr pe numeric pentru un interviu. Încă o dată, folosește o grămadă de vorbe convingătoare și îl face peric să vorbească despre el însuși, dar în cele din urmă îl angajează pentru care un telefon, cunoaște bine zona și știe cum să folosească GPS-ul. Luis îi dezvole că este vorba de un stagiu neplătit, ceea ce îl face peric să protesteze. Trebuie să fie plătit măcar un pic, pentru că aproape că nu mai are casă. După o lungă discuție, Luis este de acord să-i plătească 30 de dolari pe noapte. Seara, ei așteaptă în mașină, ascultând la radioul poliției un incident interesant, iar Luis profite de ocazie pentru a-l învăța pericodurile poliției. După mai multe ore fără nimic, aud în sfârșit despre un incendiu, așa că se grăbe să ajungă acolo. Rick ar trebui să găsească cea mai grasă rută pe GPS și să dea indicații, dar Luis conduce ca un maniac și țipă la el pentru că este disperat să ajungă primul la fața locului devenim foarte nervos, Rick îi dă din greșeală indicații greșite și când ajung la locul potrivit este prea târziu, pentru că paramedicii au luat deja victima cu roțile. După ce Joel tachinează pentru întârzierea sa, lui se înfurie pe Rick și cere o comunicare mai bună, așa că Rick îi cere să nu-l grăbească. Cu toate acestea, poliția a închis casa jefuită și nu există nimic interesant de înregistrat. Lui se refuză să renunțe și așteaptă ca polițiștii să fie distrași, apoi se furișează în casă pentru a găsi găurile de gulanțe din bucătărie. El aranjează fotografiile de pe frigider în jurul găurilor pentru a face să pară mai tragic și încheie filmarea cu găurile din fereastră care arată victimele vorbind cu poliția. Înainte de a pleca, el fură niște corespondență pentru a obține numele victimelor. Câteva momente mai târziu, lui se aduce filmarea Ninei, care o adoră. Frank se sperie pentru că este clar că Luis a intrat prin infracție și că numele au fost furate din corespondența privată, dar Nina decide să o folosească oricum. Din acel moment, ei au mare succes în a găsi povești bune și a le înregistra pentru a le vinde mai târziu Ninei. Rick găsește cele mai bune rute pentru ca lui să ajungă rapid la locul faptei, iar el înregistrează fără rușine fiecare detaliu crâncen, evitând în același timp polițiștii. El se uită mereu la televizor pentru a-și vedea propria muncă pe ecran și descarcă toate clipurile pentru a crea o colecție pe computerul său. Când face rost de suficienți bani, își ia o cameră mai bună pentru el, ca să poată înregistra din mai multe unghiuri. Într-o noapte, ajung la un accident de mașină înaintea poliției. Luis încearcă să-l intervieveze pe unul dintre șoferi care îl înjură pentru că încearcă să vorbească cu poliția. În continuare, Luis verifică mașinile distruse și îl găsesc pe celălalt șofer mort într-o zonă întunecată, așa că începe să-l târască până când ajunge în fața luminilor pentru o filmare mai bună. Înregistrează cât de mult poate până când sosesc polițiștii și îl trimit departe. Joel vede trecând pe lângă el și își dă seama că l-a pierdut pe acesta. Mai târziu, când lui se aduce filmarea Ninei, ea observă care sânge pe mânecă, dar el ignoră acest lucru și o invită la cină. La început, Nina refuză, spunând că nu vrea să compromită relația lor profesională. Cu toate acestea, lui se spune că vor termina colaborarea, așa că nu are de les decât să accepte. A doua zi, Joe se întâlnește cu Luis și spune că își va mări echipa cu mai multe dube care vor lucra pentru el, așa că vrea ca lui să-i se Luis Lui refuză și când Joe insistă, lui se amenință cu violența. Joe furios pleacă în timp ce înjură. Când vine sâmbăta, lui se acina cu Nina și recunoaște că vrea ca ea să fie iubita lui. Încă o dată, Nina refuză, spunând că este doar o relație profesională. Luis începe imediat să citeze o mulțime de date pe care le-a găsit în cercetările sale, sublinind că postul este cel mai slab cotat și că videoclipurile lui au fost cele care i-au mărit audiența. Apare în contractul Ninei se va încheia în curând, așa că dacă vrea ca acesta să fie renoit și să-și păstreze locul de muncă, trebuie să accepte oferta lui. Nina reticentă nu are de ales decât să înceapă să se întâlnească cu Luis în weekenduri pentru a se distra împreună, în schimbul videoclipurilor. Ceva mai târziu, Rick face o altă greșeală de traseu și Luis nu ajunge la timp pentru cel mai mare incident al seriei. Joe obține toate înregistrările și apoi râde de lui pentru asta. La sfârșitul serii, lui se aduce Nine câteva înregistrări ale unor infracțiuni mai mici, iar Nina se nervează pentru că rivalul său va obține schimbare știre. Șefii vor fi furioși, iar ea se simte ca și cum i-ar fi dat trupul ei pentru nimic. În dimineața următoare, el se uită la filmările lui Joe și se enervează atât de tare încât sparge oglinda. Vrând să se răzbune, el decide să se strecoare în casa lui Joe și să-i modifice duba. În acea noapte, lui și Rick ajung la timp pentru a înregistra un accident de mașină. Se dovedește că este vorba de duba lui Joe și că acesta a fost grav rănit în accident, așa că este luat cu ambulanța. Rick crede că este greșit să înregistreze un coleg și spune că Joe este unul dintre ei, dar nu-i pasă și se apropie pentru a filma totul oricum. Joe se uită la lui cu în timp ce se neacă cu propriul sânge. Câteva nopți mai târziu, lui și Rick sunt suficient de rapisi pentru a apărea la o vilă mare, care a fost parte înainte de sosirea polițiștilor. Lui se furișează înăuntru și vede pe infractor fugind de la locul faptei, așa că se ascunde în tufișuri pentru a le filma fețele și numărul de imatriculare al camionetei lor. Apoi lui se intră în casă și înregistrează fiecare picătură de sânge până când găsește niște cadavre. Unul câte unul, lui se asigură că îi filmează pe toți și adaugă chiar și imagini cu un gol, cu suficient de multe detalii pentru a-l face pe spectator să creadă că ar putea fi un copil mort în el. Când găsește ultimul cadavru, își dă seama că bărbatul este încă în viață, dar în loc să-l ajute, îl înregistrează și pe el înainte de a fugi cu Rick, chiar înainte de sosirea poliției. Aceștia opresc mașina imediat după câteva străzi, astfel încât lui se poate tăia rapid criminali și victima în viață din filmare. Câteva clipe mai târziu, el îi duce filmarea Ninei, care este incredibil de impresionată. Ca de obicei, Frank se sperie, așa că Nina îl sună pe avocatul canalului pentru a se asigura că acest lucru este legal. Avocatul îi spune că sunt neclare, dar atâta timp când nu-i dezvole adresa și cenzurează fețele victimelor, ar trebui să fie în regulă. Ulterior, lui își cere 15.000 de dolari pentru filmare, iar că Nina refuză să dea atât de mult, cedează în cele din urmă. El îi atrage atenția că el are toată puterea aici, așa că de acum încolo, ea trebuie să plătească întotdeauna tot ce cere el, fără să se plângă, să-i facă pe prezentator să dea credit companiei sale și să-l prezinte pe lui colegilor ca să poată începe să-și facă relații. Îngrozită, Nina nu poate decât să accepte. Când în sfârșit este timpul să intre în direct, lui rămâne și privește cu satisfacție cum prezentatorii menționează compania sa în timp ce prezintă imaginile. De asemenea, prezentatorii trebuie să descrie locul crimei, iar Nina continuă să le dea indicații pentru ca totul să fie mai dramatic, mai grafic și mai înfricoșător. Când se întrerupe pentru o pauză publicitară, șefa Nina o sună pentru a o felicita și a cere să se întâlnească cu Luis. În dimineața următoare, detectivul frontierii și partenerul ei vin la apartamentul lui Luis pentru a pune câteva întrebări. Luis inventează o poveste, spunând că a auzit împușcăturile și a intrat în casă cu intenție de a ajuta, dar era prea târziu, așa că a început să înregistreze în schimb. Își amintește că a văzut o dubă plecând, dar nu are reținut fețele criminalilor. Detectivii nu sunt convinși, dar nu pot face mai mult, așa că pleacă. Ulterior, lui caută online numărul de matriculare și obține adresa unei dintre infractorii. Se duce acolo împreună cu Rick și așteaptă în fața casei ca infractorul să iasă. Când Rick observă furgoneta, se întreabă de ce lui nu cheamă acum poliția, așa că lui se explică faptul că vrea ca infractorii să meargă într-un loc mai frumos, în speranță că se vor împotrivi arestării și vor face o poveste mai bună. Rick se sperie și spune că acest lucru devine prea periculos, așa că cere o mărire de salariu. Lui îl pune să aleagă numărul și Rick spune 75 de dolari pe noapte, făcându-l pe lui să încheie imediat afacerea. Reacția sa l face pe Rick să-și dea seama că ar fi putut cere mult mai mult, dar când încearcă să ceară o cifră mai bună, lui îi spune că este prea târziu. Când infractorul părăsește în cele din urmă casa, cei doi îl urmăresc și îl privesc cum îl ia pe partenerul său. Apoi continuă să-l urmărească până când infractorii se opresc la un restaurant fast food. În cele din urmă, lui sună la poliție, oferindu-le descrieri detaliate și spunându-le că infractorii sunt înarmați. El chiar clarifică faptul că aceștia sunt tipii căutați de la infama crimă și și oferă propriul nume ca fiind persoana care a găsit. După ce lui se închide, Rick își dă seama că va cere recompensa pe care poliția a pus-o pe capul acestor indivizi și cere jumătate din ea. Lui se înfurie, dar chiar îi trebuie încă o cameră pentru acele unghiuri suplimentare, așa că acceptă să plătească, iar X se duce să stea în cealaltă parte a restaurantului. În curând sosesc polițiștii și când se apropie de infractori, aceștia deschid focul și încep să moară mai multe persoane. Ei filmează totul în timp ce unul dintre infractori este și el ucis, iar celălalt este rănit, dar reușește să fugă și să se urce în duba sa pentru a scăpa. Polițiștii îl urmăresc imediat, iar lui să-l ia pe Nick, înainte de a urmări și el. În timp ce lui se conduce ca un maniac, continuă să țipe la Rick pentru ca acesta să nu oprească înregistrarea. Urmărirea este atât de nebună, încât o mașină civilă se izbește de un vehicul al poliției, scoțându-l din joc. Cealaltă mașină de poliție continuă să-l urmărească pe criminal, dar începe să le lovească mașina cu dubasa, până când provoacă un accident care îl face să se prăbușească, atât pe el cât și pe polițiști. El se grăbește imediat să filmeze toate cadavrele și anunță brusc că infractorul este mort. Îl roagă peric să vină să înregistreze pentru a afla mai multe despre împușcăturile macabre, dar când Rick se apropie, criminalul se dovedește a fi în viață și îl împușcă pe peric. Luis nu pare surprins și continuă să înregistreze în timp ce criminalul iese din mașină, dar înainte de a putea să rănească pe Luis, acesta aude sosirea poliției și încearcă să fugă. Cu toate acestea, polițiștii îl împușcă imediat și pe el. Apoi lui îl verifică pe Rick și înregistrează rănile, făcându-l pe Rick să realizeze că lui știa că infractorul era în viață și s-a folosit de Rick pentru a obține o poveste mai bună. Luis nu manifestă nicio remușcare și a camera lui Rick după ce acesta moare. Ulterior, lui se aduce toate imaginile filmate Ninei, care este încântată de toate imaginile macabre. Când sunt pe punctul de a intra în direct, Frank o informează cu o sursă secretă, dar demnă de încredere, i-a spus că crima din casă nu a fost comisă de niște huligani care au dovedit violență la întâmplare și că familia făcea parte din mafie și că ascundea substanții legale. Nina refuză însă să adauge acest detaliu la poveste, spunând că tragedia omului de rând vinde mai mult. Frank îi spune că seamănă cu Luis, dar Nina o ia ca pe un compliment, spunând că lui se inspira să ajungă mai sus. Mai târziu, detectivul Frontierii vine la secție și cere să primească înregistrările deoarece sunt probe, dar Nina refuză să predea casetele fără un mandat. Apoi Frontierii îl duce pe Luis la secție pentru a-l interoga, dar acesta rămâne calm și își menține povestea. Frontierii se înfure din ce în ce mai tare și reproșează politicile sale de lucru nebunești și morale, dar trebuie să le libereze pentru că nu are nicio dovadă. Câteva nopți mai târziu, Luis primește două furgonete cu sigla Video Production News și angajează trei stagiari. Nu îi va plăti pe niciunul dintre ei, dar le promite că nu le va spune să facă nimic din ceea ce nu ar face el însuși înainte de a pleca împreună să găsească următoare știre. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!